Victor Cosmei în Texas a dat jos două miguri și un sistem, solar. Da. Foarte tare. Da. Salut, bine te-am regăsit la Hot News. Am publicat în urmă cu câteva zile un amplu reportaj și videoreportaj din fabrica de avioane F-35 din Statele Unite ale Americii. Și asta pentru că România va achiziționa astfel de avioane, 32 la număr, două escadrile, cum spun militarii, într-un acord care va reprezenta cel mai scump contract de achiziție militară din istoria țării noastre. Reportajul realizat de colegul meu, Victor Cosmei, e unul detaliat de la fața locului și vine să explice de ce acest avion este atât de modern, ce capabilități aduce și chestionează experți români care explică de ce e necesar să avem un astfel de aparat în forțele aeriene române. Dar dincolo de toate elementele factuale prezentate în acest material, rămân și elementele de atmosferă. Unele tușe de culoare, impresii, păreri, dintr-un loc unde foarte puțini oameni pot ajunge. Este mega fabrica F-35 din Texas, acolo unde sunt construite aceste avioane, pe care unii le numesc pe bună dreptate adevărate minuni ale tehnologiei. Bine ai venit, Victor! Astăzi te avem invitat la o sesiune specială, ca să parafrazez numele unui format pe care chiar tu l-ai dat, astăzi discutăm despre ce n-ai văzut în reportajul pe care l-ai prezentat tu și pe care îl puteți urmări pe canalul YouTube. Dacă vă plac materialele noastre, nu uitați like și abonare ca să primiți alerte când publicăm cele mai noi materiale video. Victor, ce nu s-a văzut în fabrica din Texas? Linia de asamblare, cum spui tu în reportaj, linia de o milă. Ce anume sunt observabile acolo? N-a avut loc în reportaj pentru că a trebuit să facem o bucată comprimată. Dar în primul rând să începem cu începutul. Cum ai ajuns acolo? E o fabrică în care nu poți să te duci să iei bilet și să vizitezi, cum poate se întâmplă la altele. Eu am fost într-o altă astfel de fabrică de avioane civile, tot așa, nu se vizita cu bilet, dar era ceva mai deschis accesul. Voi cum ați ajuns acolo? Exact, e un loc în care nu ajunge oricine. Accesul este foarte strict, pentru că vorbim de locul, unul din locurile din lumea asta, cele mai sigure și cele mai pline de tehnologie de ultimă generație, la vârf. Spun imediat cum am ajuns acolo, dar vreau să spun, da, într-adevăr, reportajul, video reportajul pe care l-am publicat și reportajul scris este în detaliu cu multe informații factuale, dar acolo nu-și găseau locul unele impresii de ale mele, chestii subiective, ce am văzut, ce am simțit, ce am observat la oameni. De aceea, poate podcastul ăsta, discuția de azi ajută să, pentru cei curioși, ok, bine, dar am auzit de avion multe chestii, dar în fabrică, ce era, ce ai văzut? În fabrică am ajuns într-un press trip organizat de compania Lockheed Martin, pentru că nu poți ajunge în acea fabrică altfel decât e casa lor, nu poți intra în casa cuiva fără acceptul lor. Dar chiar și așa, toți cei care au ajuns au trebuit să fie verificați și aprobați de Guvernul Statelor Unite. Adică accesul, încă un filtru. Ce vreau să precizez este că, da, a fost un tur de presă pentru un grup de jurnaliști din România, între care și Hot News. Doar pentru jurnaliști din România. Da, dar Hot News a ținut să își plătească singură această deplasare, costurile acestei deplasări. Și asta nu zic că, nu știu, ceilalți colegi din presă care au publicat material de acolo au fost într-un fel influențați sau li s-a cerut ceva să spună sau să nu spună. Că companiile mari nu fac asta. Știu că nu pot influența presa și știu că nu pot avea un cuvânt de spus ce scrie unul sau ce publică altul. Dacă noi însă, fac oricum, nu fac așa. Da, țările civilizate nu așa funcționează, da? Noi însă am vrut să suportăm noi toate cheltuielile, să fim siguri, să facem de principiu și o distinție foarte clară între comercial, editorial, să nu fie nici măcar o umbră, o îndoială asupra conținutului nostru. Este un demers pur jurnalistic, pentru că interesul public este cât se poate de evident. România va cheltui o sumă uriașă, va fi cel mai mare, cel mai modern, cel mai important contract de achiziție militară din istoria țării noastre și e foarte important
ca publicul să aibă acces la aceste informații și împreună cu noi să punem întrebările care să primească răspunsuri, să lămurească cât mai multe informații și detalii despre această achiziție. Bun. Noi așa am ajuns. A fost invitația Lockheed Martin, pe care am acceptat-o, am fost aprobați de Guvernul Statelor Unite, am ajuns acolo să o vizităm. O zi întreagă, un tur, prezentări, discuții cu piloți, cu reprezentanții companiei. Fabrica este... Eu n-am mai văzut așa ceva. Și să spun așa, eu scriu pe subiecte militare la Hot News de 9 ani. Am avut ocazia să ajung în numeroase fabrici de armament. Am văzut fabrici de tunuri, de drone, de avioane, de elicoptere, de blindate, de tancuri. Am văzut de așa turele, ceva. Într-un alt reportaj pe care, recent, apropo, asta în România. Da. Îl puteți urmări, un reportaj de altfel foarte bine primit de publicul Hot News. Spun americanii au o vorbă, everything is bigger in Texas. Da? Totul e mai mare în Texas. De data asta, adică asta este un exemplu perfect. Este o mega fabrică, o mega uzină, este cât un oraș, lucrează 17.000 de oameni acolo. Hai să ne gândim, 17.000 de oameni înseamnă mai mulți locuitori decât are Câmpul Moldovenesc, decât are Blaj, nu știu, Orăștie, orașe din România. Da? E o fabrică cu această hală principală de asamblare de 1,6 km, fabrica de o milă, cum îi spun ei, cu numeroase alte hale în jur, așa, cu zonă cu hangare și este lipită de, evident, o pistă de un aeroport, practic, da? Unde testează avioanele respective. O milă, asta e cam de la Romană până pe la unde? Până pe la Unirii? Până de la Romană la Universitate. Noi am spus în videoreportaj că e cam de la Universitate la Romană sunt 1,4 km. Asta e mai lungă. Ei, imaginați-vă, pentru cine nu-și poate imagina, dacă e din București, știți Bulevardul Maghieru, știți cam cât de lat el, știți cât de lung e de la Romană la Universitate. Imaginați-vă acest loc acoperit întreg, da? Și unde lucrează un furnicar de oameni, de echipamente, de mașini și aceste avioane care sunt produse la foc automat. Vorbim de o fabrică foarte... Ce este impresionant și ce m-a impresionat pe mine este că doar că vorbim de o fabrică foarte modernă cu produse extrem de moderne și de înaltă tehnologie aceste avioane și cantitatea care este produs acolo este fantastică. Pentru orice produs militar, să produci 156 de echipamente militare într-un an e un lucru mare. Să produci 156 de astfel de avioane ultramoderne este enorm. Ca un termen de comparație, mai sunt în lume, în afară de acea fabrică din Fort Worth, Texas, mai sunt două fabrici F-35, în Italia și în Japonia. În Italia și în Japonia sunt produse 15 avioane în fiecare fabrică pe an. Deci un raport de 1 la 10. Practic. Da, adică ceea ce scoate fabrica din Fort Worth într-o lună, cam 13, în Italia scot 15 pentru un an, da? În Japonia la fel. Noi cumpărăm de la sursa texană? Noi încă n-am semnat contractul. Cel mai probabil vom semna, România va semna în acest an. Avioanele vor veni poate undeva după anul 2030. Nu este stabilit încă de unde vor veni, dar având în vedere volumul mare de avioane produse acolo, este foarte probabil ca majoritatea, dacă nu toate, avioanelor noastre să fie produse acolo. E posibil poate ca, de exemplu, dau exemplu Cehiei, care a cumpărat 24 de avioane, unele vor fi produse în America, unele vor fi produse în Italia într-un număr mai mic. Da? Deci e posibil să optăm și pentru o producție locală în Europa, dar pentru un număr limitat, că nu se poate. Adică noi comandăm 32, dacă e acolo livrează 15 pe an și au alte comenzi, inclusiv Italia mare de primit de la propria fabrică. Profit de experiența ta în domeniul militar și te întreb, 32, cum spuneam, în termen militar înseamnă două escadrile. Înțeleg că în armatele NATO escadrile undeva între 8 și 24 de avioane. Da, variază. Variază 16. Vor fi mai multe, de fapt, vor fi trei escadrile. Vor fi trei escadrile. Aceasta este o primă etapă. Deci, componenta, acest program național uriaș de înzestrare cu F-35 are două etape. Prima etapă, care înseamnă operaționalizarea acestor avioane după 2030, este cu 32 de aparate pentru a dota două escadrile, iar o a doua etapă care veni ulterior pentru alte 16. În total vor fi 48 la un moment dat. Pe scurt, ce putem noi face cu două, trei escadrile? Ce e asta? Ce înseamnă asta? Ele vor înlocui, avioanele F-35 care vor veni, vor înlocui treptat actualele avioane F-16 și viitoarele care vor veni, avioane F-16 pe care le-am luat la mâna a doua, le-am modernizat și le folosim
în misiunile curente ale forțelor aeriene române. Când vor veni aceste F-35, ele vor înlocui încet încet aceste avioane F-16. Ce vom face cu ele, Doamne ajută, sperăm noi să nu fie folosite într-o situație reală de conflict, să nu ajungem într-o astfel de situație, dar ele vor fi folosite de forțele aeriene române pentru toate tipurile de misiuni, de antrenamente și misiuni reale pe care le vor avea și le vor considera necesare la momentul respectiv. Adică întrebarea contribuabilului care plătește această factură mare, 6,5 miliarde de dolari, ar fi bun, mă simt eu mai în siguranță, o să se ridice avioanele când se întâmplă ceva, că de capabile e neîndoielnic. Citeam acum recent, înțeleg că toamna anului trecut a fost o premieră, prima rachetă de croazieră doborâtă, se pare, de un astfel de avion, de un F-35, ceea ce, pentru cine nu știe, nu e o chestie simplă. 6,5 miliarde de dolari pentru această primă etapă, 32 de aparate, dar trebuie spus că această sumă este foarte mare și pentru că nu include doar aparatele. Absolut. În sine. Asta e important să lămurim. Trebuie lămurit. Ele, F-35 nu e o sculă, o chestie. Exact. Vine la pachet cu tot felul de multe alte lucruri, inclusiv armamentul din dotare. Și eu spun eu lucrurile astea, dar spun după ce am discutat cu experți, inclusiv în reportajul detaliat pe care l-am publicat, am luat opinia unor experți care cunosc foarte bine, sunt foarte buni și au explicat foarte bine, sunt foarte coerenți în modul în care explică lucrurile astea. Și acum eu doar parafrazez ce au spus ei. Trecerea la F-35 este un salt enorm. Tehnologic și din punct de vedere al capabilităților este un salt uriaș, care va însemna un salt uriaș și pentru piloți, și pentru forțele noastre în modul în care își planifică și își gândesc misiunile, și pentru industrie, că va trebui create lanțuri logistice noi. Da? Asta e foarte important. E un salt uriaș. Da. Poate la un moment dat apucăm să facem chiar un reportaj pe tema asta, pentru că partea de care susține aceste mașinării de luptă nu e deloc simplă. De multe ori se spune că logistica chiar poate câștiga bătălii. Da. Ei bine, toată această sumă cuprinde, ai nevoie de sprijin logistic ca să le aduci, să începi să le operezi, instruirea piloților, instruirea tehnicienilor, instruirea mecanicilor, foarte, foarte multe lucruri care țin de această pornire în acest, de a folosi acest avion. Apoi, piese de schimb, motoare de schimb și ajungem până la urmă și la muniție. Ele vor veni, practic, vor veni cu muniție, cu rachete, cu bombe. Da? E un pachet complex, e un pachet foarte scump, pentru că aviația militară e scumpă, iar produsul ăsta este la vârful aviației militare în acest moment. Hai să revenim, la texani. Da. Spuneai un furnicar de oameni, de mașini și așa mai departe. M-am uitat la reportaj și ceva m-a luat cu ceva în parcă nu era de acolo. Mă așteptam să văd mai mulți roboți și am văzut mai mulți oameni. De ce? Și cum sunt? Ai apucat să vorbești cu muncitorii de acolo? V-au lăsat să discutați cu ei? I-ai văzut? I-am văzut, i-am observat pentru că n-aveam presiunea de a filma eu. Aveam o echipă care filma și lua imagini. Neavând presiunea de a filma eu, am putut să observ foarte atent oamenii și ce se întâmpla în fabrică. Da, și pe mine m-a uimit, mă așteptam într-un fel să văd parcă mai multă automatizare, dar ea există. Cei de la Lockheed Martin au explicat, sunt multe operațiuni pe care e un proces atât de complex încât oamenii nu ar putea să le facă la fel de bine. Și atunci au nevoie de roboți, au nevoie de mașinării foarte precise și exacte. Dar nu le vezi pentru că sunt îmbinate în acestea, sunt 200 de posturi de producție pe 1,6 km. Sunt 200 de posturi în care aceste avioane încep de la zero, încet încet sunt construite ca la Lego, ca să zic așa, și ajung la final, la forma finală. Iar în aceste posturi, peste tot, sunt o îmbinare între roboți și oameni și ce am observat și mi s-a părut interesant, oameni care folosesc dispozitive de realitate virtuală, căști sau realitate augmentată, când umblă în burta avionului, când montează anumite chestii. Sunt zone automatizate unde am văzut unde testează partea de electronică a avionului, pentru că ai atât de multe fire și circuite în el încât trebuie să le testezi atunci când le-ai pus. Nu poți să termini avionul
și să-ți dai seama că ai uitat un fir sau, da? Și toate chestiile alea se fac, sunt niște echipamente speciale, complexe. Da. Sunt zone unde roboții fac anumite găuri, anumite puncte, anumite lucruri. În alte părți doar oamenii lucrează. Ce mi-a plăcut este că e un mediu foarte controlat, e clar cine intră și așa, dar nu era, și a fost impresionant, nu era un loc în ăla super aseptic, să-i vezi cu combinezoane, cu măști, cu ochelari, cu așa. Nu, erau oameni îmbrăcați normal, blugi, tricouri, da? Erau variații, erau bărbați, femei, tineri, bătrâni, de toate tipurile, cei care aveau de lucru undeva într-o zonă unde era un avion sau piese sau ceva, aveau cască de protecție, alții nu. Ia o unitate atât de mare încât pe mijlocul ei trece un drum, ca să zic așa, pe unde trec în continuu. Tot felul de carturi, de golf, ca să zic așa, mașinuțe mini, mini remorci. Care merg singure? Nu, sunt conduse sau așa. Okay. Angajați care merg dintr-un loc în altul pe bicicletă sau pe Segway sau angajați cu bicicletă și cu mini remorcă în spate care cară diverse chestii. E un furnicar de oameni, dar nu e, adică este atmosfera era foarte light, foarte chill, da? Foarte presupun că în spate este o precizie de lucru, că altfel, adică nu e un haos din ăla, fiecare care cum se duce pe acolo, Nu. Știi cum e? Asta era ce vedeam. Încerc să faci un F-35 și ia tot mașina de cusut este. Asta vedeam, da. Asta vedeam pe drumul, pe bulevardul principal. Când te uitai în dreapta și în stânga la posturile de producție, vedeai la fiecare avion era un ecran mare și spunea, uite, ăsta este avionul pentru izraelieni, numărul nu știu care, procesul de realizare stadiului atâta, 100%, cât era previzionat, cât e în urmă, cât e înainte, diverse elemente statistice pe fiecare ecran. Și când te uitai acolo, vedeai că într-adevăr oamenii erau foarte focalizați pe ce au de făcut, vedeai pe monitoare, se uitau, vorbeau între ei, unii lucrează, adică pe cât de light pare atmosfera în general, oamenii de acolo atât de serioase concentrați. Da, oamenii știu foarte bine ce au de făcut și își fac foarte bine treaba. Dar ai văzut, nu știu, banda clasică unde niște roboței umani stau și se mișcă? Nu, nu e o bandă clasică. Bandă, în ghilimele, bandă de montaj, pentru că ți-am zis... Ca filmul lui Chaplin, timpuri moderne. Imaginează-ți, pe 1,6 km sunt aceste posturi din care avioanele sunt duse din loc în loc, da? Până când capătă forma. Încep de la aripi, ăla e primul pas, și încet încep să fie construite și vin oameni și roboței care pun diverse chestii și capătă formă până când din post în post ajunge la ultima etapă, iese pe poarta acelei linii de asamblare foarte lungi și merge într-o zonă specială și pe acolo unde am vizitat și pe aceea am vizitat-o, de vopsire. Pentru că, de ce e foarte important, avionul acesta F-35 este stealth, invizibil e impropriu spus, ne place nouă să spunem, este are o amprentă, greu detectabil de radar. O amprentă foarte redusă pentru radar. Un radar cross-section, o amprentă mică pentru radar, făcut din mai multe elemente. Odată forma avionului, unghiurile, materialele, dar și vopseaua. Vopseaua este, se numește RAM, Radar Absorbent Material, material care absorbe, e făcut să absorbă undele electromagnetice. Această super vopsea foarte secretă, nu ne-au dat rețeta, este, de exemplu, aplicată doar de roboți. Aha. Da? Acolo vorbim de o precizie pe care un om nu ar putea să o replice. Nu poți da la mână. Nu poți da cu trafalet. Nu, acolo e un robot care... sunt mai multe etape de vopsire, grund și alte așa, dar ultima, acea etapă, unele sunt făcute de oameni, dar acea ultimă etapă, poate și altele, dar aia, ultima etapă, este clar făcută de roboți și foarte exactă, precizia este cheia. Ce m-a impresionat în acea hală mare în care se vopseau avioanele este că nu mirosea a vopsea. Te așteptai, când am zis că așa, te așteptai să simți ceva, știi? Adică am mai fost în fabrici de armamente, la fel, unde produse de precizie, de înaltă tehnologie, tot simțeai miros de vopsea, tot simțeai ceva, știi? Da. Nu, nimic. Apropo de asta, v-au povestit ceva legat de standard, de mediu, de lucruri de genul ăsta? Nu a fost accent. Dar ce am aflat cumva așa conex este că este o fabrică, toată acea facilitate, toată acea uzină este o fabrică tobacco free, adică nu se fumează. Nicăieri. Nu există locuri de fumat, nu există. Ceea ce înseamnă că angajații care vor să fumeze trebuie să iasă pe poarta fabricii afară. Și sunt unii care fac și... Nu e un drum scurt.
Da? Sunt unii care asta fac, nu mulți. Da? Da. Că e foarte inconvenient să trească să faci acest drum. Bun. Am ajuns la vopsitorie, ca să zic așa. Un avion are nevoie de 4 ani. Spune la un moment dat oficialul cu care ai vorbit. Da. De la semnarea acordului până la o primă livrare, într-un cel mai bun caz, cam 4 ani. Exact. Un proces lung, complicat. În ăștia 4 ani de zile, trebuie să existe și o etapă de testare. Tu ai în reportaj un pilot de testare. Ne-am amuzat puțin înainte, am spus că are așa un nume de Top Gun. Dutch. Ted Dutch Dickman. Da. Toți Dutch, sunt așa? Toți au nume de... Toți piloții au un call sign. Așa se numește, nu știu, e porecla aviatorului, da? Fiecare, da. El este call sign-ul lui din marine. El a fost pilot în marină, a zburat pe multe avioane, cele mai multe F-18 Hornet și Super Hornet, da. Pe portavioane, da? Și după aia a trecut să testeze F-35 și după ce a ieșit din marină, a venit la Lockheed Martin, el spune ca să mai poată zbura acest avion, că i-a plăcut foarte mult. Am înțeles. Da, toate avioanele, în primul rând, să spunem, ele sunt testate și pe parcurs ce sunt construite. Cum am zis, nu poți să te trezești când ai lipit un fir unde trebuie, Doamne ferește. Dar e important testul final ăla pe roți și cu motoarele pornite și în aer. Da? Ele, după ce ies din foarta fabricii, merg într-o altă zonă a acelei mega uzine, unde sunt hangare, sunt parcate, trec și încep să fie testate ca și cum ar fi operate de utilizatorul final, de armatele lumii. Da? Trec prin toate testele de zbor și apoi încep să iasă și să decoleze și să zboare, să facă misiuni. Am fost și acolo, în zona aia de hangare. Ce mi-a plăcut foarte mult este că sunt foarte atenți ca cineva să nu introducă din greșeală obiecte străine sau, nu știu, gunoaie, rămășițe, chestii care pot pune în pericol acel produs. Adică noi am fost duși acolo din hala principală cu un microbuz, iar la intrare în zona aia de asfalt a venit cineva. A venit cineva să testeze anvelopele autobuzului să nu fie intrat pietricele. Okay, da? Adică sunt foarte atenți cu această procedură care se numește FOD, Foreign Object and Debris, adică obiecte străine, chestii care pot pune în siguranță tot procesul tehnologic și de testare. Da. În fabrică, de exemplu, cum am zis, oamenii nu poartă combinezoane, nu este un mediu așa aseptic, dar sunt foarte, foarte atenți la acest FOD, această procedură Foreign Object and Debris, în care ni s-a dat o borsetă și ne-a zis tot ce aveți, telefoane, inele, nu știu, chestii de pe corp, le punem toate acolo, pixuri, să le avem în borsetă, să nu cumva cineva să uite, să scape, să-i cadă ceva, că acel obiect e un risc dacă poate strica un avion la un moment dat, poate strica o componentă foarte scumpă. Am înțeles. Asta era o procedură la care au insistat foarte mult, ne-au făcut un training la început și clar am văzut că se respectă peste tot. Deci ai stat de vorbă cu un pilot cu nume de legendă, The Dutch, olandezul zburător, asta evocă, cred că, poreca lui. Ai ajuns și într-o zonă care părea să fie un simulator. Un demonstrator. Dar care e diferența? Simulatorul este acel echipament care simulează complet un avion, adică ești într-o carlingă simulată complet, inclusiv canopy-ul, cupola pusă, scaunul, costumul tău, casca foarte scumpă și modernă și plină tehnologie, totul vezi acolo și te mișcă, simulează supra-sarcină, e experiența completă, 100%. Demonstratorul este o versiune mult mai light în care ai cockpit-ul, carlinga, ai toate instrumentele la fel ca pe avion, aceleași ecrane, aceleași touchscreen, aceleași butoane, aceleași manete, același scaun, da? Dar nu mai ai, de exemplu, canopy-ul, cupola. Nu trebuie să porți casca să vezi informațiile pentru că ai niște ecrane în jur și toată chestia nu se mai balancează, da? Dar ceea ce poți simula acolo este comportamentul avionului pe acel ecran digital în diferite scenarii. Și am avut oportunitatea de a urca. Te-ai pus la manșă. Da, am fost la manșă. Foarte tare. Și să mai spun o chestie. Nu e prima oară când urc în demonstratoare. Am mai fost în demonstratoare de avioane și elicoptere, nu cu foarte mare succes în trecut, recunosc. Da. O singură dată am reușit să aterizez un avion ca lumea. Bun. Da. Dar hai să zic așa, n-am pornit chiar de la zero. Și mă așteptam să mă distrez la fel, adică să dau cu F-35-ul de pământ la final. Doamne Dumnezeu! Da. Nu. Este, adică pe cât de mult au insistat
și cei de la Lockheed Martin și pilotul de test care a fost cu noi că este un avion ușor de zburat, așa este, adică am putut duce o misiune cap-coadă, eu, amatorul total, da? Ca să zic așa, m-au pus la mașină, au trebuit doar să-mi arate, să-mi explice, ok, trebuie să știi ce fac cu unele butoane și unele chestii. Dar altfel, avionul este foarte ușor de pilotat, este, are un creier uriaș care gestionează toate chestiile, adică piloții pe F-35, cum zicea și pilotul de test, nu trebuie să lupte cu avionul, să-l echilibreze, să fie atent la multe chestii. Nu, aici spune, dacă, ok, avionul știe dacă ții maneta dreaptă, înseamnă că vrei să mergi drept. Bun, eu fac toate reglajele automat din toate suprafețele mobile de comandă ale avionului, astfel încât să mergi drept. Nu contează că ai dat drumul la o bombă și ești puțin dezechilibrat, eu ți-l echilibrez. Nu contează că sunt turbulențe, ești în spatele unei cisterne aeriene și realimentezi în aer. Avioanele generația 4 e o operațiune foarte delicată, trebuie să echilibrezi foarte bine avionul. La F-35 spune, a, ții manșa dreaptă, înseamnă că vrei să mergi drept. Leave it on me, fac eu asta. Unul dintre experții cu care sta de vorbă într-un reportaj subliniază cumva chestia asta și spune, lasă pilotului mai mult timp pentru decizie, pentru, nu știu, tactică, strategie probabil nu, dar lasă loc mult pentru decizie. Deci e ceva mai mult decât un pilot. El face parte dintr-un angrenaj de luptă, de misiuni de, și așa mai departe. Îl ajută foarte mult. Da, F-35 e un avion care cumva e mai mult decât un avion. Adică dacă scapi de grija amestecată de benzină. Exact. Dacă tu scapi de grija zborului, de a echilibra, de a nu știu ce, poți să fii mult mai atent la ce informații ai și față de alte avioane din trecut generația 4, nu mai trebuie tu să operezi fiecare instrument ca să-ți aduni informații. Și el ți le aduce, este acest sensor fusion pe care spun cei de la Lockheed Martin și pilotul. Avionul este un autobuz plin de senzori, ca să zic așa, plin de senzori, ca nicio altă platformă care a existat până acum. Și ia aceste informații din toți senzorii și ți-i prezintă, ți-i pune singur acolo și tu, nemai având grijă a zborului, sau nu atât de multă grijă a zborului, da? Încep să-ți dai seama să vezi tot tabloul ăsta al câmpului de luptă, al ceea ce e 360 în jurul tău și să fii atent să iei deciziile și să comunici mai departe, să împărtășești cu alții, să dai la sol. Tu poți fi mult mai bine informat cu ce se întâmplă acolo. Și asta am simțit și eu când am făcut acea misiune în demonstrator. N-am avut grijă a zborului, da, ok, când am decolat, am tras trenul de aterizare, l-am lăsat să zboare și a zborat singur, n-a trebuit să mă fac grijă a zborului, să mă echilibrez, să-l îndrept, nu, el așa. Și am început, ajutat de cineva să înțeleg ce fac butoanele și așa, am început să îmi dau seama cât de ușor e de... Să tragi cu rachete. Măi, Ovidiu, eu sunt și un mare pătimit de jocuri video, am jucat jocuri video, e mai simplu. E mai simplu decât mi-am imaginat, e mai simplu decât multe jocuri video. Misiunea a fost, ca să descriu că e simpatică, am decolat, a trebuit să merg într-o zonă unde să patrulez. În timp ce eram acolo am detectat două avioane pe care după aia le-am catalogat ca fiind inamice, erau două MiG-uri, da? Pe care le-am angajat în luptă și apoi, după acest angajament, avionul a detectat un sistem sol-aer, un Buk, da? Rusesc, pe care la fel l-am angajat cu armele aer-sol. Eu am făcut asta, înțelegi? Eu am putut, știind ce fac butoanele și cum să le selectez, a fost extrem de simplu să... Recapitulez. Victor Cosmei, în Texas, a dat jos două miguri și un sistem solar. Da. Foarte tare. Da. Da, spun asta pentru ca să înțeleg cât de simplu e. Pentru că una din discuții este, România va face pasul ăsta, primii care vor da piept cu această schimbare vor fi piloții, da? Care se antrenează. Și am mai avut o discuție cu un pilot de F-16 care a zburat F-35 acum câțiva ani. Acum acest pilot de F-35 care a zburat avioane F-18, dar similare, din aceeași generație cu F-16, și spune că trecerea este foarte simplă. Da? Trebuie să înveți mai mult să devii tactician decât să devii pilot. Dacă știi să zbori în general, avionul te ajută și îți face treaba ușoară, tu trebuie să devii un tactician și să ai răgazul și luxul ăsta de a putea să-ți gândești mai bine misiunea pe care o ai de făcut. Și ca orice pilot de avion, că așa ne-am învățat din Top Gun, să arăți foarte bine, să fii cool, să fii sexy, da. Că asta e. Bun. Da. Aș vrea să încheiem și să-mi spui, e România pregătită financiar să susțină aceste escadrile pe termen lung și să ofere
tot ce e nevoie ca astea să funcționeze așa cum funcționează ele într-o structură normală, modernă, NATO? E greu de spus. Mi-e greu să spun acum pentru că nu am mai avut de-a face cu un astfel de moment până acum în România. Cu un astfel de program, cu astfel de produse high-end, dar la vârful tehnologiei. Unul din experții cu care am discutat în reportaj spunea că este, va fi un moment istoric pentru România, pentru că va fi pentru prima dată în istoria noastră când vom fi la zi cu un produs militar, mai ales în aviație. Adică, cum zicea el, până acum am mai avut avioane mai vechiuțe, mai în urmă, era mereu cu un pas sau un pas jumate sau chiar doi pași în urmă. Am zburat MiG-uri 21 până anul trecut, pentru numerele Dumnezeu, da? Ce vorbim, avioane care și-au făcut treaba cu brio până în sfârșit când le-am scos noi, le-am scos la pensie. Va fi un salt foarte mare. Dacă a zbura avionul va fi ușor, tot ceea ce înseamnă lângă, de la birocratic la logistic, cred că va fi o adevărată provocare pentru România. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur că Hot News, prin intermediul tău, a avut această experiență. Te invidiez pentru cele două MiG-uri și un Buk. Aceasta a fost discuția noastră. Victor Cosmei, senior editor la Hot News, specializat în chestiuni militare și în infrastructură, dar asta e o altă discuție. Victor, sperăm să te mai avem într-un studio despre care nu vă zic prea mult acum. Mulțumesc foarte mult și încă o dată nu uitați, like și abonați-vă la canal dacă vă place ce muncim noi aici. Cu bine!